29 de grade. La umbră. Comedie de Eugen Labiș. E o duminică fierbinte de vară a anului... Domnul Pomadour, neobositul primar al unei comune din apropierea Parisului și proprietar totodată al magazinului Pomadour et Company, spade, săbi și pistoale, a primit oaspeți. De obicei, duminica, domnia sa are oaspeți la dejun. După o masă copioasă, servită de amabila și drăgălașa doamnă Pomadour, doi dintre musafiri, Piget și Courtin, au ieșit împreună cu domnul Pomadour în grădina vilei. E o grădină frumos îngrijită de bătrânul grădinar Thomas, cu peluze de iarbă, tufe bogate de trandafiri, o măsuță și scaune așezate la umbră și chiar o seră de portocali, care constituie mândria gazdei de altfel. Domnul Pomadour mai are însă și o altă slăbiciune. Grozav îi place... jocul de popice. Chiar și acum, cu toată căldura de afară, domnul Pomadour i-a poftit la o partidă de popice pe vechii săi prieteni Piget și Courtin. Extraordinar! Azi nu sunt deloc în mână. Nu pot să răstol popa și pace. Ia stai, Pomadour, să-ți fac socoteala. Vă să zic, e rândul lui Piget? Hai, Piget, hai. Nu vreau să mă plâng, dar e strașnic de cald astăzi. Da, uite și termometrul. 29 de grade la umbră. Lasă. Că după ce terminăm partida asta, dacă vreți să ne răcorim, sigur, mai facem una cu o miză mai mare. Nu, Pomadour, mulțumesc. Nu știu ce-i cu mine, mi-ai dat vinul acela alb la masă și mi s-a făcut un somn. Ce molău, Piget ăsta. Fii mai bărbat, ce Dumnezeu. Gândește că e o partidă serioasă. Jucăm pe 50 de centime și e vorba de o operă de binefacere. Beneficiul va fi vărsat în întregime la lista de subscripție deschisă în comună pentru clădirea școlii noi. Frumoasă idee, nimic de zis. E a mea, curte. Până acum copiii învățau să citească într-un hambar. Mai mare rușine. Măcar de-ar învăța ceva. Și s-au strâns ceva bani pe lista ta, Pomadour. Am dat eu 20 de franci ca proprietar și ca șef al Consiliului Comunal. Adjunctul s-a înscris cu 2 franci. Ca adjunct. În total 22 de franci. Nu se prea dau un vânt după învățătură cetățenii din comuna ta. Dar nu-i nimic, să nu ne descurajăm. Țineți minte vorbile mele. Cu cât un popor este mai luminat, cu atât are mai multă lumină. Ca și saloanele de bal. Și cu cât are mai multă lumină, cu atât este mai luminat. Asta e, ce stai, Piget, joacă-i rândul tău, dă-i drumul. Îndată, plicticos mai și Pomadour ăsta cu popicele lui. Spune-mi, Courtin, unde a dispărut prietenul tău? Adolf s-a suit în camera lui. Adolf a fost băiat deștept, nu ca noi. Era ca un băsit. Nu te-ai supărat pe mine că ți l-am adus pe Madur? Deloc, este un băiat încântător, mi-a plăcut din prima clipă. Da, l-am întâlnit la gară. Courtin, zice. Adolf încotro. Abar n-am, zice. Atunci hai cu noi la Pomadour. Da, nici nu-l cunosc, zice. Ei, și ce, o să te recomand. Uite și a venit. A făcut foarte bine, pare un bărbat grozav. Umblă cu mânuși. Da, e foarte bine crescut. E un om pregătit, e și muzician. Păi să-și vede de la o poștă că e om de lumină. La masă i-a declarat nevestii mei, doamnei Pomadour, că toate femeile sunt niște trandafiri. Și eu mă gândeam de mult la asta. Așa, tu lasă asta, tu joacă, Piget, joacă, nu mai... Adolf nu se încurcă deloc când e vorba să trântească un compliment. Între noi fie vorba. E una femeiat. Dar mi se pare că
se apropie de 50 de ani afemeia tuturor. E bine, dar asta n-are importanță, nu? Ei, să pricepe el să-și aranjeze ploile. Da. De la ora 3 în sus, e totdeauna tânăr. Ce vorbe? Și afară de astea, un tip îndrăznit, să știi. Da. Metoda lui, viteza. Le ia repede. Eu n-am fost niciodată în stare. Sunt prea timid. Nici eu, dar nu din cauza timidității. Tu lasă să joacă pe ce joacă o dată. Nu mai e. Îți comadur și știi Adolf ăsta? Niște povești. Ce vorbe? Cu femei? Nu te cred. Picante, picante. O să-l facem mai spre seară să ni le spună. O să o trimit pe nevastă mea să-i ducă pastă lui niște frași. Dar cu ce se ocupă? Adolf? Da. Cu nimic, joacă la bursă. Asta e bună. O să-l consult în privința celor 50 de acțiuni Saragossa. Aha. Pe care le am. Așa. Da. Deci, ce părere ai tu de Spania? De... Da. De... Băi, știu și eu. Spania... Da. Este o țară măreață. Da. Prin munții săi. Spania... Am făcut 20 de puncte. E rândul tău, Curtean. Hai, grăbește-te. Da, 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 gata, gata, gata. Aruncă binele înapoi. Așa, așa, așa. Hai, hai, încă bine. Hai, hai, hai. Ce căldură, da. Nu știu dacă-ți devină cârnații tăi pomaduri, dar la mor de sete. A, mă duc după bere. Jucați voi înainte. Da, da, da. Mulțumesc, mulțumesc. Și pomadură asta... M-a nebunit cu popicele lui. Da, ne da. Pierdem toate duminicile zvârlind bilele în popici. Da. Ca și când cu averea lui nu și-ar putea instala un biliard. Să putem juca în casă, la răcoare. Auzi? Ăsta e pomadur. Da. Dar la cine fi țipând? La nevastă sa, probabil. Se aude și o voce de femeie. Da, 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 da. Hai, mama! Bravo, Curte! Bravo, Curten, e foarte amabil invitatul tău. Ce? Amabil și bine crescut. Dar ce s-a întâmplat, pomadur? Intru în casă, să aduc bere și ce-mi văd ochii în vestibul. Domnul Adolf al dumitale o strângea pe nevastă mea în braț. Ce? Uite așa, și o săruta cu forța. Asta-i bună, dar nu se poate. E tare. Alo, oaspete, de ce mi l-ai adus pe animalul ăsta în casă, în Curten? Eu nu, nici măcar nu știu cine e. Dar ce necuvință! Dar crede-mă, pomadur, sunt de-a dreptul dezolat. E că m-a văzut, a șters-o în camera lui. Ce? Și bine a făcut. Dar asta nu se poate termina așa. Trebuie să-mi dea explicații. Slavă Domnului, mai scăpăm puțin de popice. Curten, da? Du-te de-l caută pe acest domn Adolf. Să vedem ce-i de făcut, naiba să-l piepte. Alerg, 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 sigur că își va cere scuze, fă îndoială, dar fii calm, prietene, fii calm, sigur. Scuze? Nu rău, vom vedea. Vom vedea. Da, sărmana ta soție, ce spunea? Ea spunea, nu, domnule, nu, domnule, nu vreau. Și el îi dădea înainte. Îmi vine să-i trag niște palmi de... A, nu, 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 ar fi o lipsă de demnitate. Tu ești acum călare pe situație? Rămâi acolo, sus? Ai dreptate, Pije. Și afară de asta, te pomnești că e mai tare ca mine. Bine, e disperat. Uite-l. Apropiați-vă, apropiați-vă, domnule Adolf. Da, da, fără îndoială că e mai voinic ca mine. Ei, aștept explicațiile dumneavoastră, domnule. Cum e posibil să vă comportați în felul acesta cu o doamnă pe care o vedeți prima oară? A, Curten, ce tâmpit am fost să mă las prins în felul acesta. Domnule pomadur, da, este o neînțelegere, o simplă neînțelegere. Dar mai întâi... Țin să vă precizez că fac parte dintr-o familie onorabilă, domnule. Da. Tatăl meu era perceptor la Poitiers și bunicul meu... Domnule, n-am nevoie de arborile dumneavoastră genealogic. Am nevoie de explicații. Da, da. Iată întregul adevăr. Să vedem. Intram în casă ca să mă odihnesc puțin, pentru că mi se urcase la cap vinișorul dumneavoastră. Ce numiți vinișorul meu era vin de Bordeaux, domnule. Ei, continuați. Da, da. Unde am rămas? Cum unde ai rămas? Nu cred că m-am pilit, dar eram o leacă chercheli. Continuați. Așa, da. Intrând în casă, o zăresc pe doamna pomadur. Mă apropii ca să o salut, dar... Bordeaux-ul dumneavoastră, adică, pardon, parchetul dumneavoastră este foarte bine lustruit. Oglindă, ce mai? Piciorul meu alunecă, mă agăț de ea și în felul acesta obrazul meu s-a întâlnit din întâmplare cu al ei. Din întâmplare, Curtea, Adolf ăsta al tău e prea din calea afară. Vă rog să mă credeți, n-am avut nici cea mai mică intenție să fiu lipsit de respect față de doamna pomadur.
Da. Sunt un om de lume, întrebați-l și pe domnul Corpean. Nu vorbiți cu mine, domnule, vă rog. Da, care va să zică piciorul va aluneca și ați întâlnit din întâmplare obrazul doamnei Pomadur. Întocmai. Și vă închipuiți că o să înghit o asemenea minciună? Da, nu mi-aș putea îngădui să glumesc. Non est hic locus. Poftim, am luat-o pe latinește. Ce zice, PJ? Ce zice? Latinește. Da, și ce înseamnă? Păi, hic locus, adică e dezolat. Bine. Acum o să vă confruntăm cu victima dumneavoastră. Oh, dar nu cred că e bine zis victima mea. Vreți să insinuați că soția mea vă e complice? Oh, nu, dar o victimă presupune întotdeauna un sacrificiu și da, n-a existat niciun fel de sacrificiu. Ajunge, domnule, dragă Pije. Da, prietene. Așa, ești drăguț să o poftești aici pe soția mea pentru o clipă. Imediat, dragul meu. Ai grijă de dumnealui Curten. Da. Eu mă repet să văd ce mai e cu birea aia. Da, foarte bine, foarte bine. Animalule, te mai scot eu altă dată în lume. Ce vrei, Curte? Mi-am pierdut capul, căldura, 29 de grade la umbră, nu vezi? Da. Doamne, și mie o sete. Se reîntoarce Pomadur. Peste o clipă se va face lumină, domnule Adolf. Vă cer permisiunea, domnule Pomadur, să nu mai rămân la dumneavoastră la masă. Păi sper și eu. Auzi, Curtel, asta ar mai lipsi, să-l mai și hrănesc. La ce oră pleacă trenul spre Paris? Mâine am o lichidare și... Nu așa de repede, domnule Adolf. Avem mai întâi o altă lichidare de lichidat între noi. Ar fi prea simplu să vii la masă, să o îmbrățișezi cu forța pe stăpâna casei și pe urmă să-ți iei tălpășița. Intrați puțin în seră. Trebuie să mă consult cu prietenii mei asupra genului de reparații pe care sunt în drept să vi le pretind. La dispoziția dumneavoastră, domnule. Ce tâmpit a fost să mă las prins în halul ăsta și termometrul ăsta parcă a înțepenit 29 de grade la umbră. Ei, dragii mei, ce e de făcut? Pe cinstea mea, Pomadur, că e cam încurcată treaba. Eu nu sunt furios, sunt exasperat. Întâlnesc un animal în gară, îl recomand unei familii onorabile și o se poartă în halul ăsta, o să mi-o plătească, dar nu știu ce mă reține. Așa curtem foarte bine, o să fiu martorul tău. Da, cum martorul meu? Bine, dar eu nici nu m-am gândit să-l provo la duel. Păi, de vreme ce tu l-ai recomandat. Ei, și l-am recomandat și nu o să mai recomand, asta e tot, da. De altfel, ești n-am dreptul să încrucișez spada pentru soția ta. Păi nu-ți dai seama, ar da naștere la bârfel. Da, da, s-ar spune... Ce situație neplăcută. Păi atunci, la naiba, ce e de făcut? Să hotărâm, vinovatul e doar aici, în seară. Să nu creadă cumva că ezităm. Dar ia spune, Pije, pe tine te-a înșelat nepasta de mai multe ori. Taci odată, nu-i nevoie să strigi așa tare. E, doar știe toată lumea. Toată lumea. Toma, grădinarul tău nu știe. Bine. Tu ce ai făcut în cazul tău? De ce să recunoaștem? Situația nu este chiar aceeași. A ta este cu mult mai complexă. Eu m-am bătut cu spada, așa mi-au spus toți prietenii. Ce? Trebuie să te bați. Drace, asta e destul de grav. Da, dar nu-i niciun pericol. Adversarul tău nici nu se va apăra. Cum? Păi sigur, nu poate. Legea onoarei spune că un amorez nu se cuvine să se apere în fața unui soț. Dar fiind dece. E sigur, trebuie chiar să-și descopere pieptul. Serios? Sigur că da. E, așa da, păi în felul acesta soțul se poate distra înțepându-și frumușel adversarul. Dar cel puțin sunteți siguri? Da, bineînțeles. E, și atunci, Pije, al tău nu s-a apărat? Nu, a fost foarte amabil. E, cu asta m-ați convins. Chemați-l încoace pe domnul Adolf să-i spunem hotărârea noastră. Evident, nu am de gând să-l omor de-a binele. Vreau pur și simplu să-i dau o lecție. Cheamă-l Curtea. Da, nu mai rezultă. Hei, domnul, poftește încoace. Sunt gata, domnilor. Domnule Adolf, după ce m-am sfătuit cu martorii mei, la rândul meu sunt dezolat, hic locus, de a fi nevoit să vă anunț că un duel a devenit de neînlăturat. O asemenea ofensă nu se poate spăla decât cu sânge, cu sângele celui vinovat, să înțelegi. Eu fiind soțul, bineînțeles că am dreptul să aleg armele. Veți înconvința, deci, faptul că am ales spada. Știți, eu fac negoți cu de-astea. Drage, trebuie să fie un bun spadasin. Domnule, sunt la ordinele dumneavoastră. Curtean? Da, prietene. Roagă pe soția mea să-ți dea două spade. Ceri să-ți dea din eșantionul numărul 3. Numărul 3, m-am dus. Am ales numărul 3 pentru că sunt cele mai lungi. Aha, pentru mine toate spadele sunt la fel. Cum? Toate spadele sunt la fel? Cum adică? Pije, vino puțin aici. Da. Ia ascultă, ăsta parcă ar avea de gând să se apere, nu crezi? Da, și imposibil, ar fi contraruzanțelor. Totuși n-ar strica să-i arunci o vorbă, înțelegi? E mai bine să fim siguri. Da. Eu mă duc să joc cu popicile, să par calm, asta face impresie. Tu vorbești. Da.
Domnule Adolf. Păi da, domnule Bije. După cum știți, sunt martorul domnului Pomadur. În această calitate, dânsul mi-a încredințat apărarea intereselor sale. Cred că domnul Adolf nu are de gând să se apere. Eu de ce? Asta e, cu un soț. Să vă găsesc super, domnule Pișe. Credeți că am poftă să mă lași ruit pentru o sărutare? Una, două, mai multe, da, uzanța. Eu dumneavoastră... nu cunosc asemenea uzanță. Păi atunci bună cuvință, cea mai elementară, bună cuvință dictează. Dar lăsați-mă odată în pace, mi-ați împuiat capul cu toate astea. Dar domnule... Dacă vă închipuiți că mi-arde de glumă aici cu o sete de 29 de grade... Ajunge, domnule, ajunge. Am înțeles tot. Ce mai amorez, îți face milă. Ei, Pișe, ce se aude? E un laș, vrea să se apere. Cum? Păi nu așa ne-a fost vorba. Asta schimbă totul. Scuzați, domnule Adolf, aveți bunătatea să mai intrați puțin în seară. Mai am de dat câteva instrucțiuni marturilor mei. Sunt la dispoziția dumneavoastră, domnule. Uf, m-a nebunit cu seara lui. În ce afacere m-ați băgat, Pije? Eu nu. Ba da, ba da, tu ai spus că rivalul tău nu s-a apărat. Păi așa și e, n-a făcut decât să pareze loviturile mele. Eu n-am reușit să-l ating deloc. Cum? Da, ne-am tot dus 5 zile de-a rândul în pădure. În prima zi au fost 28 de reprize. Luasem și un doctor cu noi, era îngrozitor. A doua zi, 19 reprize. A treia, 16. Păi am lăsat doctorul acasă. Îmi lua 20 de franci de ședință. Pe legea mea, când am văzut că nu reușesc să-l ating, nu m-am mai dus nici eu. Aveam și eu treburile mele, înțelegi? Păi te cred, și eu am destule treburi pe cap. Dar să vedem ce-i de făcut. Da. Trebuie să luăm o hotărâre. Individul e în seră, așteaptă. Ce ne facem? E un loc cu tău, Pomadur, i-aș accepta scuzele. Numai că acum s-ar putea zice că dau înapoi. Dar nu dai deloc înapoi, de vreme ce el este acela care își cere scuze. Adevărat, la urma urmei despre ce e vorba? Da. O simplă sărutare, nu? Sigur. Mă rog, dacă ar fi cazul ca la tine de o ofensă care îl dezonorează pe un bărbat pentru totdeauna... Cum? Dar pentru o simplă sărutare? Dacă asta se întâmpla de anul nou, când oamenii își fac curări unul altuia, n-aș fi avut nimic de spus, nu-i așa? Toată lumea ar fi socotit că e ceva normal, firesc, așa. Ei, dar pentru că suntem în august, prejudecată, domnule. O stupidă prejudecată cere să mă las străpuns pe gratis. Haide, cheamă-l încoace pe domnul acela. Îți mulțumesc din suflet. Dar ce, dragă, ce s-a întâmplat? Tremur toată de emoție. Da, ia. Hai să te bați în duel pentru mine. Da, dă-n voie. Nu, lasă, nu încerca să te găduiești. Domnul Curtea mi-a spus tot. Curten? Da, dragă, da. Pomadur, nu mai trimis după spade. E și antinul 3, iată-le. Da, uite, le-am șters de praf cu mâna mea, le-am dezinfectat, te bați pentru mine doar, nu? E adevărat că la început aveam intenția asta, dar știi... Tu, pe care te credeam slab, timid, căci uite, acum pot să-ți spun, aveam, dragul meu, o părere foarte proastă despre tine. Cum? El? E un leu! Un leu, să zicem așa, într-o oarecare măsură. Măsură mică. Da, îți aduce aminte în ziua aceea, în piața Concordei, în timpul jocurilor de artificii, știi? Când eu am fost deranjată de un tânăr din spatele meu. A, doar așa, un fleac. Ba nu. Și tu n-ai scos niciun cuvânt. Și atunci, sigur, mi-a trecut prin cap. Nu cumva i-o fi frică. Luina! De bombe! Iartă-mă! Am fost nebună, am fost nedreaptă. Am fost nedreaptă și dovada este că acum vrei să-ți riști viața pentru mine. Da, să vezi, Curten, numai tu ești de vină că ai adus-o aici. S-a aranjat prietenul Pomadur. Dar să nu fii neliniștit, dragul meu. Uite, eu am să fiu tare. Da. Știu că există insulte pe care un om de onoare nu le poate suporta. Pentru că suntem în august. Dacă am fi în ianuarie... Sunt mândră de tine. Da. Edmo, da. Lasă-mă să te sărut. Lasă-mă să te sărut. Și acum? Da. Du-te la luptă. Da, îndată. Îndată, așa, enervante sunt femeile în afaceri de onoare. Unde este adversarul tău? În seră. Cheamă-l. Un moment, ce dracu, grăbit-o mai... Înainte de a începe lupta, trebuie să vorbesc câteva clipi cu martorii mei. Știi ce, dragă? Intră tu în casă, locul tău nu e aici. Da. Lasă, o să aranjăm noi treaba. Veniți, vă rog, domnilor. Da, să mergem. Sărmanul, el... Simt pentru el ceea ce n-am simțit niciodată. Uite, mi se pare chiar că-l iubesc.
N-aș vrea să-l omoare. Dumneavoastră, domnule Adolf? M-am uitat aici, în seră. Nu știam că dumneavoastră sunteți pasnicul închisorii mele. Aș fi preferat să nu vă mai întâlnesc niciodată. Mie, doamnă, mi-e rușine că apar în fața dumneavoastră și nu știu cum să-mi cer iertare pentru mica mea însuflețire de adineauă. E destul de regretabil. Că m-am lăsat surprins, dar aveți dreptate. Trebuia să fiu mai atent. Da, nu, domnule. Purtarea dumneavoastră este de neiertat. Ce vreți pe o asemenea căldură? Cum? Uitați-vă și dumneavoastră la termometru. Ha. 29 de grade la umbră. Și cu permisiunea dumneavoastră, voi profita de ocazie și voi bea și eu un pahar cu bere. Bine, domnule, dar este ceva... Dar trebuie să țineți seama de zăduful ăsta, Dana. N-am chef de glume, domnule. Spuneți-mi, o să vă bateți cu soțul meu? Dacă îmi caută ceartă. Da, dar nu uitați că domnul Pomadur este tată de familie. Are o soție. Încântătoare. Și un fiu care urmează liceul. Învață foarte bine, are note extraordinare. Felicitările mele, doamnă. Da. Asta e mare bucurie pentru părinți. Mai târziu acest copil va avea nevoie de tatăl său, ca să-l îndrume, să-i îndrume primii pași în viață, domnule. Într-adevăr, o datorie, da. Sărmanul copil, vă închipuiți cum va fi singur, fără părinți, fără sprijin, fără niciun rază. Nu exagerați. În timp ce dumneavoastră sunteți celibatar. Nimic nu vă leagă de viață. Da, dați-mi voie, nu e chiar așa. Cum nu? Și ce vă leagă, mă rog? Păi, femeile, bucatele aneze, muzica. Astea nu contează? Deci sunteți cu totul și cu totul inutil pe lumea asta. Scuzați-mă, dacă m-ați cunoaște mai bine, am pretenția sa, fiindcă v-aș face să vă schimbați părerea. Da, în sfârșit, domnule, după tot ceea ce s-a întâmplat, cred că am dreptul să sper că n-o să vă apărați. Iar? Dați-mi voie, doamnă, mi s-a mai făcut și adineauri această propunere drăgălașă și cu tot regretul am refuzat-o. Cum, domnule? Ați avea îndrăzneala să omorâți un om după ce i-ați răpit soția? În primul rând nu i-am răpit-o deloc și îmi pare rău. Speram că se poate conta pe dumneavoastră că sunteți un om de onoare. Da, doamnă, gândiți-vă, îmi propune să mă las opărțit cum îi va plăcea domnului soțului dumneavoastră. Asta nu e un lucru prea amabil. Dar el are o femeie. Eu am mai multe. Cum, atunci refuzați? Adânc îndurerat. Sunteți o persoană încântătoare, dar nici așa. Și dumneavoastră vă pricepeți să mânuiți spada? Da, am oarecare îndemânare. Fac scrim o dată la două zile, știți, pentru siluetă. Doamne, bine, dar soțul meu nici nu știe să țină spada în mână. Există o soluție foarte simplă. Să renunțe la duel. Eu n-am nimic cu dânsul. Doar asta ar mai lipsi, să renunțe la duel. Acum e imposibil, ar ajunge bătaia de joc a prietenilor săi. Și apoi, chiar pentru mine, n-am mărturisesc, m-aș fi mândrit cu duelul ăsta. Da, pentru că îmi închipuiam că nu o să vă apărați. Sunteți foarte drăguț. Bine, dar cel puțin acum nu ne mai aude nimeni. Îmi promiteți că nu o să-i faceți niciun rău? În privința asta voi face tot posibilul. Dar nu pot garanta nimic. Cum? Înțelegeți, dacă el se aruncă asupra mea, eu întind mâna și el se străpunge singur. Doamne, nu, asta nu vreau. Sărmanul de el. Domnule Adolf, dacă vă rog eu frumos, dumneavoastră care sunteți atât de drăguți cu femeile. De unde știți asta? Îndrăzneala dumneavoastră de astăzi o dovedește cu prisosință. E adorabil. Nu o să-i faceți rău, nu-i așa? Cu o condiție. Care? Nimeni nu ne poate auzi. Dumneavoastră îmi dați înapoi ceea ce v-am dat eu mai înainte? Niciodată. Și vă promit, chiar de m-ar costa viața. Nu-l veți atinge deloc? Nu, voi para doar loviturile lui. Dar dacă parați mereu, nu o să vă atingă niciodată. Natural. Păi și atunci? Atunci ce? Atunci va fi un duel ridicol. Nu, doar lipsit de rezultat. O să-și bată joc de noi. Eu nu știu ce să vă mai propun. Uite, vreți să-i fac doar o înțepătură mică la mână? Nu! O simplă zgârietură. O să-i faceți un mic pansament. Și va merge cu brațul legat. Știți, să-l vadă toată lumea, da? Nu mai aveți grijă. Sfătuiți-l să nu se arunce asupra mea. Da, ne-am înțeles. Nici nu va clipi. Și acum, frumoasă doamnă, îndepliniți-vă făgăduiala. Da. O fac numai pentru binele lui. Pentru că vă urăsc, vă detest. Haideți odată. Sunteți încântătoare. Cum? Iarăși? Soțul meu. Cum,
domnule, acesta este deci un tic nervos la dumneata. Taci, taci din gură. Ce? Să tac din gură? E un om plin de generozitate, dacă îi știi. Mi-a promis să nu se apere. Nu, nu, dar dacă tu nu te arunci asupra lui, o să-ți facă doar o mică zgârietură. Cum o zgârietură? Îmi sărută nevasta și tot eu trebuie să mă las zgâriat? Niciodată. Domnule Adolf, pentru o sărutare aș fi putut să mă bat cu dumneata, dar pentru două e recidivă. Asta schimbă complet situația. Cum? Nu cumva dai înapoi? Trebuie să vorbesc cu martorii mei. Hei, curten! Da. Pije, veniți în coace. Domnule Adolf, intrați puțin în seră. Dumneavoastră, doamnă, lăsați-ne. Da, bine, bine, dragul meu, bine. Dar ce s-a mai întâmplat, dragul? Mizerabilul mi-a îmbrățișat nevasta încă o dată. E, asta e bună, după cum văd, are o manie. Atunci va fi un duel pe viață și pe moarte. N-a nici vorbă de așa ceva. Asta e un turbat. Să vedem, să fim calmi. Eu nu mă pricep la scrimă, vând săbi, dar nu știu să mă bat cu ele. Ei bine, dacă mă omoară, asta înseamnă că nu mi-a sărutat nevasta? Ba, cu atât mai mult. E nenorocire că tu l-ai provocat. L-am provocat, da, l-am provocat. Dar de atunci s-a produs un fapt nou, care cere o pedeapsă mai aspră. Nu credeți că un proces pentru daune interese? E, daune interese. Va fi condamnat la 15 franci. Ca pentru o palmă. Tu ai dat vreodată o palmă? Nu, am primit. Și am primit 15 franci. E, și ziarele vor îmbrățișa această afacere, vor face să afle toată lumea că nevasta ta a fost sărutată. Da, și toată lumea va crede altceva. E. Dar la naiba, domnilor, noi bărbații nu suntem apărați deloc. Ar trebui scoasă o lege. Oh, dacă aș ajunge vreodată în parlament. E, ce o să faci? Noi cum ce o să fac? O scot o lege. Orice bărbat care îmbrățișează o femeie măritată să fie deportat într-o insulă. Frumoasă adunătură ar mai ieși acolo. Într-o insulă unde să nu fie decât babe. Oh, vrei să-mi săruți nevasta? Uite! Ia, ascultă, tu știi că ăla stă tot în seră. Adevărat, haide, trebuie să hotărâm ceva. Nu vreau să mă bat, nu vreau să-i fac vreun proces, nu pot să-l deportez. Stai. Da. Dacă am putea să-i ardem o amendă strașnică. Asta-i, o amendă, este o idee. 200 de franci. Da, e mult, e mult. O să vedem cum primești. Avem timp să o micșorăm. Chemați-o. Da. Chemați-o și pe soția mea. Domnule Adolf, poftiți, vă rog. Așa. Apropiați-vă. Apropiați-vă, domnule. Și dumneavoastră, doamnă. Da, da. Domnule, după ce m-am sfătuit cu martorii mei, am găsit de cuvință să vă condamnăm la o amendă proporțională cu delictul comis. Și ne-am gândit că 200 de franci e mult? Să spunem atunci 100. Nu fac din asta o chestie de bani așa. Nu e nevoie să vă spun că banii ăștia nu vor intra în buzunarul meu, că și n-aș ști la ce capitol să-i trec în registre. Banii vor fi folosiți în întregimi la înălțarea școlii noastre. Bravo. E bine ca din când în când o bolă păcătosului să îngroașe bugetul moralizării maselor. Domnule, nu vreau să mă tocmesc. Accept cifra de 200 de franci. Dar cum am greșit de două ori, voi avea cinstea să vă înmânez 400 de franci. Bine, tinere, ești un om de onoare. Dă mâna încoace. Nu, mulțumim că-și la prețul ăsta tot eu câștig. Dragii mei, e într-adevăr un bărbat foarte bine crescut. Nu ți-am spus eu. În sfârșit, afacerea s-a rezolvat. Domnule Adolf, sărut-o pe nevastă. Încă o dată. Toma? Da, Toma. Bere, rece. Bere. Încă un pahar pentru domnul Adolf. Da, vă mulțumesc. Veți lua un pahar cu bere cu noi, nu? Cu plăcere. E tare cald în seara dumneavoastră. Și acum putem începe altă partidă de popice. Iar ce? Știți ce, domnule Adolf? Să formăm noi doi o echipă. Așa, da. Iar curtem și pijă alta. Da. Iar începe pisălogela cu popicele. Tot el câștigă. Ce-o fi vrut să spună cu asta? Nu mai e chiar atât de tânăr, dar e într-adevăr un bărbat distins. Nu vii și tu să primești, draga! Da, îndată, să duc numai spadele astea în casă. Îmi permite să vă ajut, scumpă doamnă. Da, domnule Adolf, duceți-vă cu ea. Până vă întoarceți, începe eu jocul. Băgați de seamă însă, parchetul e proaspăt lustruit. Să nu alunecați cumva. Suntem acum în aceeași echipă. Ați ascultat 29 de grade la umbră de Eugène Labiche. Traducerea și adaptarea radiofonică Lucia Pascal și Victoria Gheorghiu. Distribuția a fost următoarea: domnul Pomadur, Grigore Vasiliu Birlic; doamna Pomadur,
Nineta Gusti, Adolf, Nichi Atanasiu, Courtin, Florin Scărlătescu, Pige, George Groner, Toma, Haralambie Polizu, Crainicul, Ion Marinescu, regia artistică, Mihai Pascal. Înregistrare din anul 1965.